Hristos a înviat! Iubiți frați, continuăm proiectul împreună de citirea Bibliei și am ajuns la Cartea Judecătorii, capitolul 1 și prima parte a capitolului 2. Aici, după ce poporul Israel a intrat în țara Egiptului, Dumnezeu le-a dat țara în stăpânire, mai aveau de cucerit cetăți. Și cuvântul Domnului spune că au întrebat pe Domnul cine să înceapă lupta. Domnul le-a spus Iuda, pentru că i-am dat țara în mâinile lui. Și Iuda a chemat pe fratele lui Simeon să meargă la luptă împotriva cananiților. S-au dus și au ucerit cetatea Bezec, au omorât 10.000 de oameni acolo, după aceea au cucerit Ierusalimul, cetatea iebusiților, au trecut-o prin ascuțișul săbiei și cuvântul lui Dumnezeu spune că Beniamin nu a omorât pe cananiți, ci a locuit împreună cu ei. Fiii lui Iosif au nimicit pe cananiți din cetățile pe care le-au cucerit, dar Neftali, Zabulon, Asher au conviețuit împreună cu cananiții, lucru care l-a supărat pe Domnul. Și Domnul a trimis pe îngerul său care i-a mustrat și le-a spus, de ce n-ați ascultat de cuvântul Domnului? Iată că nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vor fi ca niște spini în coaste și, de asemenea, dumnezeilor vă vor fi o cursă. Dumnezeu prin asta îi va încerca. Din punct de vedere spiritual, învățăm că pe amaleciți, pe cananiți, trebuie să-i nimicim păcatul din viața noastră. Să nu conviețuim cu păcatul, să îl nimicim din viața noastră pentru a avea biruință de plină și a rămânea în ascultare de plină de cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, în Psalmul 90, omului Dumnezeu, Moise vorbește despre efemeritatea omului și în același timp îl pune pe Dumnezeu în fața noastră, Dumnezeu dătătorul vieții, Dumnezeu suveran, Dumnezeu omnipotent, Dumnezeu omniscient și ca Dumnezeu suveran are o voință proprie de care trebuie să ținem seama fiecare. Iar în Psalmul 91, psalmistul scoate în evidență cât de importantă este încrederea noastră în Domnul, să ne bizuim pe Domnul. Cei ce se încred în Domnul sunt protejați de Dumnezeu, sunt păziți de Dumnezeu. Și foarte importantă iubirea și cunoașterea lui Dumnezeu. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti că-și cunoaște numele meu. Îl voi sătura cu viață lungă. Ce important este să ne bizuim pe brațul Domnului. De asemenea, în Evanghelia după Luca, cuvântul Domnului scoate în evidență ceea ce a spus Domnul în pilda cu înverzirea și înfrunzirea copacilor și a smochinului. Știți că vara este aproape. Ei, lucrul acesta pe noi trebuie să ne țină foarte atenți, că împărăția lui Dumnezeu este aproape să vină. Iar în capitolul 22, prima parte scoate în evidență cuvântul Domnului cât de mult dorea Domnul să stea la masă cu ucenicii. Și a trimis pe Petru și pe Ioan să pregătească
Paștele în casa unui om care le va arăta o daie mare de sus, aștenută gata. Să avem inima deschisă, așa precum o daie în care să intre Domnul și ucenicii săi. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin.